Bună seara, dragii mei, cum spune busul. Astăzi o întrebare de 50 de puncte. Știți, câteodată busul dimineața, ca să trezească și creierul și oamenii să se dezmeticească când se duc la muncă sau să uite la televizor, pune când o întrebare beton. Sau ridică o problemă beton. Este în felul următor. Dacă ai fi băiat sau fată și ți-ar place băiatul sau fata foarte mult, dar există un dar. Băiatul sau fata este văduv, respectiv văduvă, pentru că i-a murit partenerul. Până aici e bine, da? Bărbatul sau fata, după caz, mai are un băiat sau o fată cu 10 ani mai mic ca persoana care este văduv sau văduvă, bun, până aici e bine, da? Vă țineți bine. Și acum, partea și mai tare. Înainte ca să ajungă văduv sau văduvă, acea persoană mai are și un copil cu persoana care a decedat. Unu sau doi, după caz. Deci, practic, sunt trei copii la pachet. Unul cu 10 ani mai mic, sau 20 decât cel pe care ar vrea să-l ia de soț sau soție. Așa. Și unul sau doi copii care sunt de 6-7 ani. Practic, este o întreagă poveste. Până și răvașul chinezesc din plăcinta chinezească nu este așa de, cum să zic eu, nașpa, nasoală sau mai știu eu ce. Deci, practic, ce ai face? Practic, te trezești la pachet cu o familie întreagă, deja cam cu trei, să te ia pe tine sau pe ea de soț sau soție. Și să mai vrei să mai faci cu el sau cu ea încă un copil. Foarte tare, nu? E cea mai tare problemă în amor. Pentru că, na, în dragoste, câteodată se și plătește. Interesant, nu? O problemă de chimie, fizică, atracție, familie și toate cele. Să vă văd acum ce ați răspunde la această frumoasă problemă. Eu o să spună că este o problemă ceva de genul: ai un scărpinici aici, dar te scarpini de așa. Dar în realitate este și mai spinoasă decât crezi. Pentru că dai și de
familia primului copil de 20 și actuala familie care a fost și a treia familie. Deci câte familii ai? Fără cuvinte.